Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să vă povestesc cum am avut eu niște probleme, să zic, cu poliția. Nu este cel mai ok de discutat subiect, dar nu-i problemă de război, băieți, pentru că facem orice pe canalul ăsta, habar nu am, nu știu, vedem. Băieți, dacă mai vreți să facem story time-uri, nu uitați să lăsați acolo în secțiunea de comentarii ce povești vreți să mai auziți voi de la mine, oameni buni. Nu uitați să lăsați acolo butonul de like și de subscribe să văd dacă vă place vouă seria asta, oameni buni. Nu uitați să puneți codulețul meu de item shop pe Fortnite, bineînțeles, băieți, dacă vreți să apăreți pe ecran, ca și băieții care apar chiar acum pe ecran. Și bineînțeles, băieți, în descriere aveți niște reduceri demențiale de la PC Garage, oameni buni, alături de un codulețul care se poate aplica pe absolut orice comandă. Bun, hai să nu mai vorbim atât și să trecem direct la clip, băieți, fiți atenți. Cum am zis și mai devreme, o să vă povestesc cum am avut eu niște probleme cu poliția. Bineînțeles, țin să precizez de acum că nu este poliție, este poliția feroviară, cred că se cheamă. Și am mai avut și niște chestii cu poliția normală, doar că martor, ok, la niște chestii. Mă rog, nu vreau să intru în detalii pentru că nu vreau să pățesc niște chestii nașpa, ok? Deci, chestia asta cu feroviarul e amuzant. Și vă zic și de ce. Pentru că eram eu alături de doi prieteni de mei. Hai să-i numim Gabi și... un nume, habar n-am, nu știu. Șenilă. Gabi și Șenilă, băieți. am mers la gară. În ziua aia venise, de fapt... Deci eu cu Gabi și Șenilă. Aulă, era fără să vreau. Eu cu Gabi și Șenilă am mers să luăm un prieten de la gară, ok? Am luat un prieten de la gară, pe ăla să-l numim Stâlp. Am fost să luăm pe Stâlp de la gară, băieți. Stâlp atunci venise în Azuga, nu e din Azuga el normal, și a zis: bă, frate, hai că vin și eu pe la voi, stau și, nu știu, stăm pe afară, vedem. Am fost eu cu Șenilă și cu Gabi, am fost să luăm pe Stâlp. L-am luat frumos, am stat afară, am mai chemat niște oameni afară, fete, băieți, irelevant. Și după aia, ce ne-am gândit noi? Bă, hai să mergem până la gară, că ăsta în curând o să piardă trenul. Și zic: bă, bine, hai că facem așa. Stăm noi în gară, ce stăm, ne jucăm, mai stăm, nu știu, așteptăm trenul și îl văd pe al meu Stâlp că se duce pe acolo, aleargă pe peron. Pe peron, what the fuck, pe peron. Aleargă o tipă. Și zic: bă, ce faceți? Vă jucați? Și zic: da, frate, ne jucăm toți. Și bineînțeles că am început toți să fugim pe acolo. Bine, chestiile astea sunt așa niște chestii subiective, dar sunt niște chestii amuzante pentru că fratele meu Stâlp a căzut, băieți, pe jos. Pe peron, bineînțeles, și nu vă recomand, băieți, nu alergați pe peron pentru că e foarte periculos. Trenuri, chestii, toată lumea știe. Fratele meu Stâlp, băieți, a căzut pe peron. Acum a căzut pe peron, fratele. O alergat pe tipa aia și nu știu cum, cei care ați fost la gară vreodată, ați văzut că este peronul. Peronul este partea aia unde stau oamenii să aștepte trenurile sau trenul. E așa, după aia este un stâlp sau doi pe mijloc și este acoperișul ăla de acolo. Și a făcut fratele meu, s-a dus și tipa aia a ocolit stâlpii și al meu a trecut printre stâlpi, băieți, ca să înțelegeți. Nu știu cum v-aș putea să vă arăt chestia aia, e cea de genul, ăștia doi sunt stâlpii, ea e tipa care a ocolit și al meu fratele s-a dus pe aici, hop, și s-a dus în cap. Vine o doamnă la noi, îl întreabă pe el: băi, frate, ești ok? Mă rog, nu frate, i-a zis: băi, Stâlp. Bine, nu i-a zis pe nume. I-a zis: băi, băiatule, ești ok? Da, că nu știu ce, că n-am pățit nimic. Se ridică al meu, era vânăt în genunchi. Avea blugi rupți. Irelevant. Se ridică al meu de pe jos. Îi spune acelei doamne, foarte drăguțe, mulțumim acelei doamne, că s-a oferit să vadă dacă fratele nostru Stâlp e în regulă. Se ridică și spune: da, sunt ok, am încercat să intru și eu prin poarta asta. Se uită tante așa nedumerită la Stâlpii aia doi. Se uită așa. Face: băi, copile, nu-i nicio poartă aici, ce poartă? Gen, era o femeie în vârstă, ok? Și face asta printre ăștia doi. Și după aia nu l-a lăsat să termine acea doamnă. Și doamna s-a băgat și a început să vorbească. Că: băi, copile, tu ai niște probleme. Băi, copile, trebuie să chemăm salvarea, mamă. Deci, nu știu, am avut mare noroc că n-a chemat salvarea pentru că... Aole, era să-i zic cum era. Pentru că Stâlp n-a pățit nimic, băieți. Fratele meu Stâlp e în regulă. Pur și simplu a trecut pe acolo și s-a împiedicat. Dar țineți minte că asta nu-i toată partea. De fapt, eu să vă povestesc cum am avut eu niște probleme. S-a dus fratele meu Stâlp după în tunel. Știți că acum mai nou la
gară, cum mergeți, este acel tunel subteran ca să treceți pe subșine, să nu mai fie tot felul de incidente cu accidente, ci chestii de genul. Am mers noi pe acolo, în Azuga s-a întâmplat tot. Și, by the way, eu sunt din Azuga. Merge fratele meu stâlp pe acolo pe sub tunel, râde, face gălăgie, știți că, având în vedere că e un spațiu mic și, mă rog, mic și gol, este ecou. Da, mă rog, mare și gol. Este ecou. Și ce s-a gândit al meu? Bă, hai să urlăm, să cântăm, să nu știu ce. Atunci venise un tren, oameni buni. Oamenii se dădeau jos din tren, au trecut prin acest tunel subteran. Eu cu, cum le zic, mă, Șenilă și celălalt, am uitat numele, noi atunci eram pe scări, să zic, și cumva ăsta era acolo în față, urla, cânta printre toți oamenii aia, cred că credeau cel mai retardat, bă, dar nu știu, stâlpul ăsta are niște probleme cu capul, efectiv, e dement. Bine, zic asta băieți în ghilimele, că n-are, e omul cu total întreg, e Caterin Cărău, dar Vladăre. Când e totul deja dus la extrem, băi frate, o încetezi, stai liniștit, stai pe tol, te cilezi, să zic așa. Și se duce fratele meu, dansează pe acolo, urlă, cântă, ce face el? Trece lumea, îl vede toată lumea, se uită la el, băieți, noi eram cea gen, bă, noi nu știu, noi nu suntem cu el, nu-l cunoaștem. Se duce fratele meu stâlp și ce face? Începe să urle. 2 minute mai târziu ajunge trenul, mergem, ne luăm la revedere de la el și... Îl urcăm în tren. Doamne ajută, frate, plecase. Noi am mai rămas foarte puțin în gară. Timp în care a ajuns alt tren cu doi oameni polițiști. Nu mai știu numele, e total irelevant și numai că nu știu dacă ce au făcut ei a fost legal, habar n-am. Doi oameni polițiști, băieți, s-au dat jos din tren. Eu cu fratele, cu cei doi băieți de la început, iarăși le-am uitat numele, nu mai știu. Șenilă și încă unul. Cei doi băieți pe care i-am menționat mai devreme. Am început să facem nu hărmălaie. Care e cuvântul, frate? Să facem zgomot, să zic, prin tunel. Gen, voiam să profităm și noi de ecoul ăla. Și începeam să cântăm, nu știu, cântam acolo Refugiu Diana și chestii din astea, melodii de foc, că era perioada verii și am zis, bă, frate, Doamne ajută, poate mergem un foc de tabără, ceva merge, ne distrăm. Și am început noi să cântăm acolo prin tunel. Și ajungem la mijlocul tunelului și cântăm acolo. Am pornit să reclădim Diana. Tot așa, sau Diana era, cred că da. Și după aia vin acei doi polițiști, coboară scările tip tip pip 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 pip. Și al meu frate, ce să facă, în loc să țină gura pentru că noi n-am făcut absolut nimic ilegal, face, hai să-mi bag. Și n-a apucat să termine. Ce mai bine că n-a apucat să termine. Și a început să fugă pe scări. Și ce face poliția? Vine la noi, la mine și la celălalt băiat. Vino pe mine. Luci. Vin. Privi, ține pampă în mână. Fuck. Bine, nu mușc ca de momeală. Nu mușc. Bă, de ce ai dat de dit? Am mușcat de dit. Dă-ne să plec. Bă, m-a dat aici sus. Dă-i, al doi de la zi. Dă-i. Bine, la zi. Ce vrei să faci? Let's go! Peste inbox! Doamne! Dar îmi face mie Răzvi! Îmi face mie Răzvi! Bă, Robi, nu le mușca din momeală! A doua secundă vine Răzvi, îmi dă de la perete! Și ce face poliția? Vine la noi, la mine și la celălalt băiat. Am uitat cum... Mamă, ce prost sunt, am uitat numele! Anyway, vine la celălalt băiat și la mine și ne întreabă... Nu, ne întreabă ce faceți aici. Asta ne-a întrebat. Și după aia îi zicem, am venit să stăm, ne-am condus un prieten la gară și acum plecam acasă. Și în timp în care ăsta era pe scări și se uita la noi, știi? Și face, da, băiatul care a fugit, ce? Cine? Și i-am dat numele, mă rog. Nu, am zis că e un prieten de-al nostru și băiatul chemați-l înapoi. Și l-am chemat înapoi și ăsta a venit. A stat poliția lui de vorbă cu mine și cu ei. Ei n-aveau buletinul la ei, eu eram singurul care aveam buletinul la mine. Nu știu cum, pentru că eu niciodată nu-mi țin buletinul la mine. Pentru că, nu știu, mie să nu-l pierd. Am o poză în telefon easy peasy și aia a fost. Bine, poliția se ia de noi că nu avem buletin, că nu știu ce. Ăla, unul dintre ei era cu o tipă mai micuță. Anyway. Și... Nu dau detalii. Și eram... eram acolo. Iară buletinul. Și ce face fratele meu polițist? Îmi face poză la buletin.
E legală chestia asta? Nu știu, nu cred că e legală chestia asta. Eu am întrebat pe cineva și mi-a spus că nu e legală chestia asta. Și chiar mă întreb, băi, de ce mi-a făcut mie poză la buletin dacă eu n-am făcut nimic? Și ăluia care a făcut ceva, nu știu, a zis că probabil o să-i dea o amendă și chestia, a cerut datele și asta nu i le-a dat, bineînțeles. Dar oricum nu recomandez. Deci dacă e un polițist la voi și se legitimează și chestii de genul și genii totul pe bune, subordonați-vă ordinelor. Lui. Pentru că băieți niciodată nu puteți ști că, băi, ce probleme puteți avea și chestii. Oricum, cam așa s-a întâmplat să am eu un conflict, să zic. M-a băgat asta degeaba în toată chestia asta, pentru că efectiv noi stăteam, cântam și vine fratele polițaiul, îl vede ăla, ăla zice hai să-mi bag, urcă pe scări, fuge de fapt pe scări. Vine fratele polițaiul la noi, cine era băiatul ăla, ce facem noi pe aici cu chestii de astea și gen, nu știu, erau destul de agresivi, sincer să fiu, și noi gen eram, cred că, cei mai umili oameni cu care au stat ei de vorbă vreodată și o dădeau cu aroganțe cu noi, că, bă, na, ce să zic, ăștia n-au făcut nimic, ăla care, nici el n-a făcut nimic for facts, pur și simplu s-a speriat și a urcat pe scări. N-a făcut nimic, pur și simplu noi stăteam în tunel și cântam și vine fratele polițaiul. Dar cine e ăla? Ce faceți voi aici? Efectiv, eram în gară, băieți, și noi voiam să mergem acasă, am explicat, i-am spus cu frumosul că, băi, noi mergem să nu știu ce și ce facem? Mune cere buletinul, nimeni nu l-a avut, l-am dat eu, mi-a făcut poza la buletin. Da, nu știu, asta n-a fost cea mai bună întâmplare de povesti, băieți, dar asta, la asta m-am gândit și voiam neapărat să încep seria asta de story time-uri. Dacă aveți idei mai bune, nu știu, cum am apucat de YouTube sau chestii mai palpitante așa din viața mea, prima casă în copac, dacă vreți să știți de la care a rezultat și o cicatrice, destul de mare, băieți. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like, să lăsați în secțiunea de comentarii ce story time vreți voi să mai fac. Nu uitați să vă abonați, băieți, ca să fiți la curent cu absolut orice postez. Țineți minte canalul, lăsați să vă abonați mai mult pe Fortnite și vreau să încep zilnic să pun, băieți, câte un clip de Minecraft, adică două clipuri pe zi, unul de Fortnite la 7:30 dimineața și unul de Fortnite probabil la 3, 4, 5 după amiaza, nu știu. Și țineți minte, băieți, că facem și live-uri. Sâmbătă o să fie un live, nu o să fie cu Fortnite, o să fie cu 5M, pentru că vreau să ajut un server, băieți. Și dacă vreți să intrați, bineînțeles, și voi pe server, sâmbătă la ora 8 seara la mine pe canal, doamnește, dacă vreți să intrați acolo alături de noi. Oricum, băieți, nu mai lungesc atât de mult, nu uitați să puneți călurețul meu pe item job doar dacă vreți să mă susțineți. Nu uitați să dați un follow pe Instagram la unrorobinetul1 și gen pe camera Discord pe care aveți absolut întotdeauna în descriere. Nu uitați, băieți, că în descriere mai aveți și un link către PC Garage alături de un codulet de reducere care se aplică pe absolut orice comandă. Și oameni buni, ne auzim data viitoare. Ciao!